Golul înscris de Kosovski în minutul 89 al partidei din Ghencea cu Steaua 2, precum și reușita lui Tomescu din al treilea minut de prelungire în ultima etapă, au adus cetății singurele puncte în primele trei etape. Ioan Radu nu crede însă că aceste rezultate s-ar datora norocului. Nu știu dacă sunt un antrenor norocos, fiindcă au fost și jocuri în care am, eu știu, obținut un rezultat printr-un gol ca cel de la Giurgiu, dar hai să ne aducem aminte de mai mult de jocul de la Roma, de 4 ori în bară până am egalat. Deci alea n-a mai fost noroc. Sau la jocul ăla n-a mai fost un antrenor norocos. Deci nu pot spune că există, chiar nu, eu nu cred că există antrenori norocoși și ghinioniști. Eu zic că în jocul de fotbal apar și situații favorabile și nefavorabile. Norocoși sau nu, jucătorii cetății se pot considera mici copii pe lângă cei de la FC Botoșani. Echipa din județul vecin nu a înscris niciun gol în primele trei etape, iar în clasament se află înaintea cetății grație unei victorii obținute la masa verde în detrimentul celor de la Gloria Buzău.